Continuăm periplul nostru de astăzi. Ne aflăm la Muzeul de Artă din Târgoviște, alături de domnul Andrei Scârlătescu, cu care vom face o mică vizită prin acest muzeu. Bine ați venit la noi la Muzeul de Artă. O mică prezentare. Muzeul de Artă este, de fapt, fosta prefectură a județului, prima prefectură a județului Dâmbovița, construită între 1892-1894 și dată folosință în 1895, planurile arhitectului Baltazare Vinios. La fel și decorațiile sunt ale unei echipe de decoratori italieni. Haideți să vedem ce avem în expoziție. Putem să trecem în cea de-a doua încăpere, că e mai generoasă, vă rog, poftiți. Momentan, muzeul are o expoziție permanentă la parter. La etaj este o expoziție temporară pe care noi o să schimbăm curând cu o bienală. Ce avem aici este nu prea obișnuit pentru un muzeu de artă. Vorbesc despre frescă, niște fragmente de frescă extrase de la Biserica Mare Domnească din Târgoviște, opera pictorului de curtea lui Brâncoveanu, Constantinos, da? De la 1698. Fresca a fost restaurată în sistem muzeal, pentru că intervențiile au fost minimale, vorbim de intervențiile de recuperare cromatică, și ele au fost extrase în 1965, în urma unor intervenții de consolidare a Bisericii Mari Domnești, de unde au provenit fragmentele. Dar în Biserica Mare Domnească, de la turlele mici de unde provin fragmentele, există o pictură mai veche care a rămas ca pictură parietală la monumentul de la Curtea Domnească. Aici avem obiecte de cult de secolul XIX, două brâuri transilvane din secolul al XVII-lea, destinate doamnelor. Ele sunt ornamentate cu pietre semiprețioase, cu rubine, și sunt foarte grele. Au o inserție de, pe lângă paftarele care sunt foarte grele, avem și piele și material textil. Pietrele sunt prețioase? Sunt semiprețioase. Sunt rubine, nu foarte bine realizate ca finisaj, dar probabil că numai domnitorii își permiteau niște accesorii vestimentare cu pietre prețioase. Aici erau niște doamne mai de vază care probabil și-au putut permite și acest tip de brâuri. Pe lângă ce v-am spus despre obiectele de cult, avem icoane, două icoane ușor post-brâncovenești, de secolul al XVIII-lea, bogat decorate. Încă se mai păstrează pictura bizantină, modelele picturii bizantine, este ușor post-bizantină, și decorul este cu foiță de aur de 24 de carate. Asta ne arată că cine a comandat picturile era un om înstărit, foarte înstărit. O altă pictură de secolul XVII, sfârșit de secolul XVII, Sfântul Elefterie, cu niște accesorii de argint, aurit, aureola, cartea și mâna de binecuvântare. Iar aici avem un obiect foarte important, atât din punct de vedere istoric cât și artistic. Este un tetrapod sculptat în lemn de stejar, acoperit cu foiță de aur de 24 de carate. Proveniența este de la ultima reședință a lui Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, de la Biserica Capelă a Palatului Doicești, și inventarioanele sunt lucrate direct pe foiță de aur, probabil tot opera lui Constantinos, pictorul de curte al lui Brâncoveanu. Din fața acestui obiect e posibil ca toată familia să fi plecat la Istanbul, unde au fost decapitați toți cei patru copii, inclusiv Brâncoveanu și Ianache Ocărescu.
Aici avem tot artă ecleziastică de secol XIX, icoane pe lemn, tempera, la fel ca și cele precedente, uși împărătești, un tetrapod, un jilț arhieresc, care a stat mult timp la Biserica Maia Domnească, e lucrat la începutul secolului al XIX, 1823. Alte icoane pe lemn, care ne arată cumva decadența picturii ecleziastice în secolul XIX, și alături sunt două panouri pictate de pictorul Tatarescu, care face trecerea de la pictura în tempera la pictura în ulei, pictură care ne arată influențele occidentale ale vremii. Și în felul acesta începem și noi să avem pictorii noștri care să lucreze în tehnica de ulei în zona românească. Iar aici avem o piesă foarte interesantă, găsită în muzeu, dar în depozite, pe care noi am restaurat-o și unde am făcut niște investigații atât stilistice, cât și de pigment. Deși nu au fost niște intervenții invazive, s-au făcut niște determinări non-invazive ale pigmenților și e posibil ca pictura să dateze din secolul al XVII, la începutul secolului al XVII, făcând comparație cu niște lucrări ale maestrului El Greco, Domenico Theotokopoulos, care, născut în Creta, a plecat apoi în Grecia, a ajuns în Italia și în cele din urmă în Spania, unde și-a desăvârșit stilistic opera. Aici este probabil o lucrare intermediară, unde se face trecerea dintre pictura bizantină către pictura occidentală. Deși ea nu este în ulei, este în tempera, dar stilistic și cromatic, compozițional, ea ne amintește de niște lucrări ale pictorului El Greco. Bine? Urcăm la etaj. Casa scării e monumentală, bogat decorată. Ea a suferit de-a lungul timpului destul de multe transformări și de-abia în urma restaurării s-au obținut tonurile și picturile pe care le vedeți aici. Frontoanele în perioada comunistă purtau stema Republicii Populare Române. Ele au fost îndepărtate și am obținut arhitectura veche, așa cum a fost ea atunci când a fost concepută de arhitectul italian. Trebuie să știți că muzeul nostru a fost conceput în spațiile astea destul de mici, pentru că trebuie să vă aduc aminte că a fost o construcție administrativă unde erau birouri, da? Și o sală de consiliu în care urmează să o investigăm puțin. Deci, sala de consiliu era sala de consiliu a prefecturii, foarte bogat decorată, cu stucaturi policrome și cu niște picturi ale pictorilor decoratori care au lucrat tot ce ați văzut până acum. Erau tot italieni. La sfârșitul secolului al XIX, în Italia era o criză economică și foarte mulți italieni, meșteri, au migrat în zona asta românească, unde au avut de lucru și unii chiar s-au și stabilit pentru generații. Încă mai avem câteva familii de italieni rămași în urma
trecerilor prin Târgoviște. Deci avem noua mitropolie, un peisaj de pe râul Ialomița, căpriorul care este simbolul județului Dâmbovița, școala de la, de militară de la Mănăstirea Dealu, chiar și biserica Mănăstirii Dealu. Și aici, așa cum arătau ruinele cu turnul, la sfârșitul secolului al XIX-lea, da, au fost imortalizate de către pictori decoratori. Nu erau niște artiști, erau pictori decoratori care știau să facă interioarele pe care tot un italian le-a conceput arhitectural. Au mai rămas două piese importante. E vorba de soba pe care o aveți aici, o sobă de proveniență austriacă, a fost o comandă către meșterii austrieci, ceramiști, foarte bogat decorată și foarte interesant lucrată, și la fel și candelabru, care încă mai poartă recipientele în care se introducea gaz pentru iluminat. La sfârșitul secolului al XIX-lea încă nu exista electricitate în această zonă. Încheiem aici vizita noastră din cadrul Muzeului de Artă. Vă mulțumim, domnule Scărlătescu, pentru incursiunea făcută. Mulțumim frumos! Și mai așteptăm vizitatori. Desigur!